Bun găsit, stimați telespectatori, suntem la emisiunea Viața Gorjului și avem o temă, aș spune, foarte generoasă, una culturală, sărbătoare Brâncuș. E adevărat că sărbătoarea este mâine în mod oficial, e adevărat că sărbătoarea a început de luni și se va termina sâmbătă, duminică, practic, cu manifestările de la Târgu Jiu. Vom vorbi astăzi și despre manifestări, dar vom vorbi și despre ce înseamnă Brâncuș în documente de arhivă gorjene și de ce unele instituții acordă o mare importanță acestei personalități. Am pomenit arhivele, pomenim și atât Inspectoratul Școlar Județean Gorj, cât și Mitropolia Oltenii, cea care o să vedeți acordă o mare importanță evenimentelor cu manifestări mâine, de exemplu, atât la Craiova cât și la Târgu Jiu. Despre toate astea vom vorbi astăzi. Vom avea și câteva imagini, a spune eu, foarte interesante din momentul când Constantin Brâncuș construia ansamblu de la Târgu Jiu, ansamblu că până la urmă ne-a făcut pe noi cunoscuți în Europa și în lume, deci pe noi gorjenii, dar în același timp constituie și poate și cele mai importante opere ale sale. O să prezint și invitații, o să încep din extremă, să spun așa, domn profesor Neofist Stănciulescu, inspector școlar de religie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Bună seara! Domnul Daniel Cizmașu, o cunoștință mai veche, cercetător în cadrul Serviciului Județean Gorj al Arhivelor Naționale. Bine ați venit! Și o să începem discuția noastră, să zicem așa, cu o întrebare generală, dar care se referă cu specificație la arhive. Și eu întreb mai direct față de ce suntem în ultimii ani, cel puțin în ultimii 25 de ani, în care toată lumea sau foarte mulți oameni de cultură sau mai puțin de cultură, dar oricum personalități publice, se prezintă în fața telespectatorilor în ziare ca brâncușologi. Vreau să vă spun însă, și am făcut și astăzi experimentul acesta, foarte puține documente de arhivă despre Brâncuș și apar la alții. Practic, din ce am găsit eu, cu Google-ul, cu Google-ul, cum spunea un personaj celebru în viață, singurele trimiteri la arhivele gorjene sunt la materiale, diverse articole publicate de către dumneavoastră. Deci cum e cu Brâncuș în arhivele gorjene? Da, în primul rând foarte bine spus că Brâncuș ne-a făcut pe noi cunoscuți, în schimb noi nu-l prea cunoaștem pe Brâncuș, mai ales familia de unde vine el și meleagurile natale pe unde s-a născut, de fapt, că nu a stat mult în Hobița. Într-adevăr, în arhivele gorjene se găsesc multe documente, în special despre familia marelui sculptor, documente care, din păcate, nu au prea fost valorificate, nu au fost cercetate, nu au fost căutate, în primul rând, degeaba, așa, la fel cum spuneați, mulți se declară brâncușologi când nimeni nu știe, de exemplu, multe lucruri despre familia marelui artist, în special despre viața lui și a familiei din satul natal Hobița. Nu, ca o paranteză, aș vrea să spun că a fost o discuție foarte interesantă și înainte de începutul emisiunii între cei doi invitați, un schimb de păreri e extrem, extrem de interesant, dar asta doar ca o paranteză. Așa este. Primele documente despre datele personale ale locuitorilor din țara românească apar odată cu punerea în aplicare a regulamentelor organice și ele sunt actele de stare civilă, în speță nașterile, căsătoriile și decesele. Așa că, începând cu anul 1832, în colecția de registre stare civilă pe care o deținem de la Comuna Peștișani, găsim o serie de documente referitoare la familia lui Brâncuș, în special aceste acte de naștere, căsătorie și deces. În primul rând aș putea începe cu actul de naștere al tatălui său.
care s-a născut în 1833 și a fost botezat pe 15 iulie. Aici foarte mulți brâncușologi, să-i numim așa, au făcut o mare greșeală, au interpretat actul, el fiind scris cu alfabet chirilic, și la numele tatălui, de exemplu, tatălui lui Nicolae, tata lui Constantin Brâncuș, mulți l-au interpretat în sensul că el este Mihai Brâncuș și mama lui Nicolae s-ar numi Constantina. Adevărul este că în acest act tatăl lui este Brâncuș Mihai Constantin, nume pe care ulterior l-a dat și el fiului său, unuia din fiii săi. Nu știm cine a interpretat acest act în primă fază, dar ulterior el a fost preluat, nimeni nu s-a mai interesat să cerceteze și să deslușească cu exactitate acest document, dat fiind scrierea care s-a folosit în țara românească până la 1864 cu alfabet chirilic. Tata lui Nicolae Brâncuș, în niciun document, țin să precizez, din multele documente pe care le-am identificat în arhivele noastre, nu apare niciodată cu prenumele de Radu. El este Nicolae. La fel, este o nebunoasă. Dar e o legendă, până la urmă, dar apare. S-ar putea să fie o legendă, s-ar putea să fie poveste. Sau pe vremea aceea se mai întâmpla un lucru și se întâmplă și în ziua de astăzi ca un prenume să fie, deci să cunoști o persoană sub un prenume care a devenit mai cunoscut decât numele, adică în acte să se numească cumva și în realitate să fie cu totul altceva. Deci e posibil și asta. Nu, posibilitatea și ce cred eu că s-a întâmplat este ca Radu să fie un fel de poreclă a lui Nicolae, pentru că înainte vreme se foloseau foarte mult poreclele. De fapt, și numele de familie la noi în țară au provenit tot din porecle, aceste porecle. Ce vreau să vă spun, apropo, să vă întreb legat de documentele și astea, și o să revenim asupra documentelor de arhivă, practic putem împărți, să spunem, documentele de familie, documente legate de ce a făcut Brâncuș la Târgu Jiu, și avem, să zicem, și o serie de documente, pentru că m-am documentat înainte de a veni la el ca să văd ce ați publicat în general, despre ce s-a întâmplat în anii, să spunem, după anii 60, când Brâncuș a fost redescoperit și de autoritățile de la... Păi, în primul rând, Brâncuș, în perioada comunistă, după anii 60, nu a fost descoperit de autorități. Se pare că, în primă fază, o nepoată a lui Constantin Brâncuș, Ioana Brâncuș, care locuia în București, a făcut o primă solicitare primăriei de atunci, sau Consiliului Sfatului Popular, cum se numea, pentru ca pe terenul familiei, spunea ea în solicitare, acolo unde s-a născut marele artist, să construiască o casă memorială, ea cu propriile ei posibilități, și să se mute acolo. Această casă avea să o folosească în scopuri culturale, de exemplu, să fie vizitată de turiști, să fie mediatizată și să aducă în acest fel și un omagiu mare lui artist. Din păcate, această solicitare a ei nu a fost aprobată de conducerea de atunci. Ea a mai revenit ulterior și cu alte solicitări, a cerut explicații. Până la urmă i s-au dat aceste explicații, în sensul că acel teren deja intrase în categoria monumentelor istorice, pe el se afla o placă pe care era menționat că acolo se născuse Constantin Brâncuș, și ca atare nu, această solicitare nu a primit aviz din partea conducerii primăriei de atunci. În schimb, la numai 2 ani de zile, Constantin Brâncuș a început să fie văzut cu ochi buni și de către Partidul Comunist. Dar nu mai era artistul burghez din anii 50, exact, da? Partidul Comunist de la vremea respectivă, și începând cu anii 1970, la
fost redescoperit și pus într-un fel sau altul ca și, cum să zic, ca și personalitate a Gorjului și a fost... Și nu numai a Gorjului, da, că practic numai a Gorjului și... o personalitate universală și ne-a dus pe noi, gorjenii, în universalitate. Revenim la acest subiect, mai ales că, așa cum spuneam, în anii 50, efectiv a fost ostracizat Brâncuș, chiar la nivelul memoriei publice, la vieții publice, dar după anii 70 și mai ales după 1989 vorbim de manifestări din ce în ce mai de amploare, a spune, dedicate lui Brâncuș, chiar dacă, părere personală, să spunem așa, rezultatele finale nu sunt dintre cele relevante. Biografia publicată pe seama lui Brâncuș, deși se publică foarte mult și în lume și în România pe seama lui Brâncuș, nu prea mai sunt, să spunem așa, titluri care să spargă piața în ultima perioadă. Deci nu sunt lucruri noi. Sunt lucruri bătute, răzbătute, reinterpretate, din dar nu... Din păcate nici nu se încearcă. Dacă da, s-ar căuta, și... de exemplu, în arhivele gorjene, s-ar putea descoperi multe, multe documente care ar pune în valoare viața, opera și activitatea lui Constantin Brâncuș, cel puțin la nivel local, la nivelul județului Gorj. Vreau să vă spun că există, să spunem așa, o bucurie că tot mai multe instituții însă dau o mai mare importanță lui Brâncuș, personalității emblematice a gorjenilor, în același timp lucrărilor pe care ni le-a lăsat el. Avem aici pe domnul Neofis Stănciulescu, inspectorul școlar de religie și nu întâmplător, dânsul a venit în dublă calitate aici, pe de o parte... De inspector școlar, pe de altă parte ca un implicat, un reprezentant. Da, un reprezentant, implicat în organizarea evenimentelor de mâine. De mâine și nu. Ca o primă întrebare ar fi cum se explică, să spunem așa, faptul că biserica dă o atât de mare importanță lui Constantin Brâncuș. E normal ca biserica să acorde o atâta importanță culturii. Și spun că în al preasfințitul dr. Irineu Mitropolitul Olteniei, fiind un om de cultură, fiind și academician, încearcă să vină alături de cei care fac orice fel de manifestare de acest gen, mai ales când este vorba de un om de cultură de o asemenea învergură. Am fost chemat, să spun așa, în acest proiect al Mitropoliei, alături de care am atras și Consiliul Județean, dacă pot să spun așa, pentru că în primă fază proiectul acesta era inițiat de Mitropolie în parteneriat cu Inspectoratul Școlar. În al preasfințitul, în urma discuțiilor pe care le-a purtat cu domnul președinte al Consiliului Județean Ion Călinoiu, au căzut de comun acord că e bine ca aceste activități să se poarte împreună. Adică noi aveam activitățile proiectate pentru biserică și pentru o sesiune de comunicări, exact, și în urma întâlnirilor dumnealor am introdus și programul prefecturii în acest program al simpozionului și l-am făcut, să zicem, mai de amploare. Pentru că ulterior și domnul Doru Strâmbulescu, directorul de la Centrul de Cultură Județean Constantin Brâncuș, are și dânsul tot în aceste zile activități în desfășurare. În discuțiile pe care le-am purtat, am căzut de comun acord ca în anul următor, când se împlinesc 140 de ani, activitățile să fie de o amploare chiar mai mare și să fie de o singură, să fie în comuniune, să fie împreună săvârșite. Adică să avem un singur program cu toate activitățile în care să fie partenerii implicați cu o foarte bine definită acțiunea fiecăruia. În programul de mâine, în al preasfințitul este pentru început
prins într-o activitate la Craiova, un parteneriat cu Bulgaria, un vernisaj de pictură realizat de județele Dol și Mehedinți, în parteneriat cu un județ al Bulgariei, și un vernisaj de pictură, așa cum spuneam, pe care trebuie să-l deschidă în jurul orei 9, și de aceea programul de aici al nostru de la Târgu Jiu începe undeva în jurul orei 11, când poate să vină și în Alprea Sfinția sa. Debutăm, să zic așa, cu o slujbă de pomenire pentru marele sculptor Constantin Brâncuș la Biserica Eroilor, biserica de pe Axa Brâncuș, Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel. La aceasta sunt invitați și partenerii noștri din proiect, dar și personalității marcante, brâncușologi, așa cum discutați mai devreme dumneavoastră, invitații ai prefecturii, invitații ai inspectoratului școlar, invitații ai Mitropoliei Olteniei, și sunt așteptați toți oamenii care vor să participe la această activitate, pentru că, așa cum spuneam, slujba de pomenire nu este doar atât, ci se continuă cu a doua și a treia parte a activității. A doua parte este exact ceea ce prefectura ne-a propus în acest program, anume activități la Sala Maură. După parastasul de la Sfinții Apostoli, toți ne vom deplasa la Palatul Consiliului Județean, unde vom participa la Sala Maură, acolo la activitățile Consiliului Județean. Acolo sunt invitați domnul prefect, domnul primar și înalt preasfințitul, fiind acasă la domnul președinte, ceilalți sunt invitați și va urma o sesiune de alocuțiuni în deschiderea acolo activității, după care un quartet al Școlii Populare de Artă, o lansare de carte Strada Calea Eroilor lui Vasile Vasiescu, și în, să spunem așa, care e cireașa activităților lor, primirea firmului de promovare turistică a județului Gorj, acasă la Brâncuș. Deci, din câte am înțeles, acest film durează undeva la 30 de minute și suntem invitați să-l vizionăm. Participă invitația ai prefecturii, pe lângă presă și oficialități locale, și primarii ai localităților din prejur, și tot ceea ce înseamnă președinți de organizații, de bănci, oameni de cultură ai județului, care să participe și să dea o importanță deosebită acestor activități. În încheiere, elevii de la Liceul Teologic, secția Artă Sacră, vor aduce un vernisaj de pictură pe care îl vom viziona, prezentat de părintele director Nicușor Popescu, și așa vom încheia activitatea de acolo, de la prefectură, retrăgându-ne în sesiunea de comunicări care va avea loc la protoieria Târgu Jiu Nord, în acolo strada Unirii cu, cum să zic, în curte la rectorat, colț cu Tudor, da, Vladimirescu. În vechiul centru al Târgu Jiu. Exact, pentru că centru, e, exact, da. Și acolo sunt invitați domnul profesor dr. Ior Mocioi, cu care am vorbit câteva ore mai înainte și a spus că este foarte bucuros de invitație. Discutasem în prealabil și dânsul a fost foarte mulțumit că este și numit de majoritatea târgujienilor un doctor în materie, să spun așa, supranumit brâncușolog.
Da, dânsul este dintre cei care are ceva în spate ca să-și aibă acest titlu cu adevărat. Da, sigur, tocmai. Că unii sunt, cum spuneam mai devreme, nu prea au operă în spate ca să le dea dreptul să spună brâncușolog. E ceva de genul și adaugă o poleială care nu le este necesar. Am înțeles. Vom reveni asupra manifestărilor de mâine. Aș vrea să vorbesc și să vorbim puțin, având în vedere că avem și niște imagini pe care aș vrea să le vedem și noi și telespectatorii. Și sigur în arhive găsim informații despre momentul 1937-1938, momentul când la Târgu Jiu se construiau operele care l-au făcut nemuritor și pe Brâncuș și pe Târgu Jiu, pe Gorjeni în special. Aici suntem la momentul când în parcul de la Coloană se ridica acest monument care iată dăinuie și astăzi. Sunt imagini de arhivă, ele sunt publicate, adică au apărut recent în spațiu public. E o postare de acum vreun an de zile, au cuiva din străinătate, dar iată că aceste imagini există și sunt până la urmă tot niște dovezi, niște documente de arhivă, dar de data aceasta video. Într-adevăr, printre cele mai căutate documente care se găsesc la arhivele din Gorj sunt cele din perioada 1937-38, atunci când Marea Doamnă a Gorjului a luat inițiativa, Aretia Tătărăscu a luat inițiativa de a construi un monument al eroilor, așa a fost el inițial. L-a contactat pe Constantin Brâncuș și de comun acord au hotărât și au realizat acest ansamblu de la Târgu Jiu. În primă fază a fost necesară exproprierea unei suprafețe de teren, din câte știu eu, pentru prelungirea străzii Calea Eroilor, pentru că nu era între strada Victoria și actualul bulevar Constantin Brâncuș, nu era stradă, porțiunea aceea din fața hotelului din Târgu Jiu. S-au expropriat și după aceea au început lucrările pentru realizarea celor trei mari opere, Coloana fără sfârșit, Poarta Sărutului și Masa Tăcerii. Într-adevăr, documente sunt foarte multe pe această temă, mai ales corespondența și hotărârile luate de Consiliul Local pentru aprobarea și pentru a da curs acestor construcții. Ele se găsesc, pot fi consultate la noi, cum v-am mai spus, sunt și foarte căutate. În schimb, nu sunt singurele documente care atestă, cum să zic, și implică viața lui Constantin Brâncuș în Târgu Jiu. El pe toată perioada cât a lucrat la acest ansamblu, la aceste lucrări, a locuit în Casa Gănescu, din centrul orașului. De lângă prefectură, Inițial s-a propus, din câte știu, la centenarul nașterii lui Constantin Brâncuș de către partidul de atunci, ca această casă să-i ia numele, dar nu s-a mai materializat. În orice caz, la centenarul Constantin Brâncuș, conducerea, că ne referim la conducere, partidul lua atitudine și hotăra foarte mult în perioada respectivă, a desfășurat o amplă activitate pentru comemorarea lui Constantin Brâncuș. Deja se preconiza ca operele lui, o mare parte, el să fie
să intre în patrimoniul UNESCO și el ajungând undeva foarte, foarte sus încă de la vremea respectivă, au realizat și regimul de atunci a realizat că e păcat să piardă ocazia de a-l valorifica și ei. Deci partea cu și... intrarea în UNESCO, iată, de, ne străduim de vreo 40 de ani să intrăm în ansamblu UNESCO și încă n-am intrat. Sunt toate șansele, din câte am înțeles, chiar în anul acesta să se facă, să zicem, vestea cea mare să fie dată. O să rog colegii din regie să ne dea și următoarele imagini, cele legate de celelalte două opere care se construiau în incinta parcului de la grădinii publice de atunci, în, cum spuneam, în anul 1938. Suntem în vara anului 1938, când încă se lucra la aceste opere, că practic în vreo 3 luni s-au ridicat din ce... din ce am găsit. Apropo de aceste opere și care au ajuns nemuritoare pentru foarte mulți oameni, și vă spuneam de povestea acestui film, acest film la momentul când a apărut acum vreun an de zile a fost pus pe YouTube de un georgian, un personaj, n-am reținut numele dânsului, dar vreau să vă spun că acest film instantaneu, efectiv, a intrat în, să spunem așa, cu foarte multe accesări, de sute de mii de accesări în doar câteva zile, ceea ce arată celebritatea acestui nume Brâncuș. Iar zilele acestea, dacă vă uitați pe Google și toate celelalte motoare de căutare informatice, o să găsiți că numele de Brâncuș se caută foarte, foarte mult, tocmai din cauza că este o personalitate foarte cunoscută. Dar ne întoarcem puțin apropo de documentele de arhivă și poate haide să lămurim puțin faptul ce sărbătorim practic mâine din punctul de vedere. Știm cu toții, e ziua de naștere, dar și aici apar diverse... Să spunem așa, nu, deci data n-a prea fost sub semnul întrebării, să spunem, în ultimii ani. Clar, deși, data e certă, da, deși există și aici, e vorba de ziua când s-a născut, de ziua când a fost declarat și, apropo de acest lucru, aș și spus puțin la început, dar n-a lămurit pentru cei care, să spunem așa, n-au venit în contact cu ce ați publicat în ultimii ani. Cum se face că avem doi Constantin Brâncuși în cei 10 frați? Da. Care se pare că i-a avut 10 frați în care a fost... 10 frați identificați în documente. E posibil să mai existe și alți frați ai lui Constantin Brâncuși. Din păcate, din colecția noastră de registre stare civilă pe care o deținem de la Primăria Comunei Peștișani, ne lipsesc foarte multe registre din anumite motive, ori nu au fost întocmite, dar mai mult ca sigur ele au fost distruse de-a lungul timpului cu anumite ocazii, să spunem așa, nefaste. O mare parte din arhivă, să știți că a fost distrusă cu ocazia Primului Război Mondial, iar din întâmplare, de multe ori, se mai, pe aici, pe acolo, câte un mic incendiu pe la localul primăriei și mai distrugea câte o parte din documente, documente pe care în ziua de astăzi le căutăm noi, cei care avem de-a face cu ele și cei care le mai folosim, și încercăm să scoatem la iveală anumite lucruri care s-au întâmplat de-a lungul timpului, cum de exemplu este vorba despre Constantin Brâncuș, pe care încercăm să nu-l marginalizăm noi cei din Gorj și să-i punem, cum să zic, în evidență, nu numai activitatea lui culturală pe care, după câte știm, o știe toată lumea și a ajuns undeva foarte departe, dar vrem ca și pe plan local să-i cunoaștem anumite date despre viața lui, familie, părinți, tot ce ține despre el. Într-adevăr, în colecția noastră de registre stare civilă de la Comuna Peștișani găsim, după cum vă mai spuneam, actele de naștere ale fraților lui, din păcate la părinți doar tatăl, actul de căsătorie cu prima soție a tatălui său,
prima soție, care se numea Pavel Ilinca, el, cu care s-a căsătorit în 1853, în 22 februarie. Ea a murit, prima soție, în 1871, dar cu aceasta, tatălui Nicolae, având 5 copii identificați în aceste registre, o primă fată s-a numit Sânia sau Sânica ulterior, născută în 1854. Tot în același an s-a mai născut Marina, o altă soră vitregă a lui Constantin, un frate Ion, un frate Vasile și încă unul Pătru. A avut Constantin Brâncuș, frați vitregi ai tatălui său cu prima soție. Copii ai tatălui. Cu prima soție. Din datele existente, nu deținem actul de naștere al mamei lui Constantin Brâncuș. Știm că ea s-a născut în jurul anului 1851. S-a căsătorit cu Nicolae Brâncuș în 1872, pe 27 ianuarie. Ea se numea, după părinți, Deaconescu. Era fiica lui Vasile și Maria. Și după căsătoria lor, la chiar un an de zile, în aceste documente ale noastre apare un prim fiu al lor cu numele de Constantin, născut în 1873, pe 10 ianuarie. Din păcate, cred că acesta ori a decedat, ori ulterior și-a schimbat prenumele, pentru că era foarte frecvent acest lucru în perioada respectivă. Erau niște obiceiuri bisericești, din câte știm, atunci când un copil se năștea și era bolnav la naștere, și cum erau foarte mulți de altfel în vremea respectivă, era un obicei și se schimba prenumele. E posibil ca ori să-i se fi schimbat prenumele și sau să-i se dea altul la botez. Sau la botez să-i se fi dea alt prenume, ori a murit de tânăr și nu a mai fost menționat în actele de stare civilă. La un an după nașterea acestuia, îl găsim în acte pe Ion, un alt fiu al lui Nicolae, tot Ion, născut în 1874, care, din păcate, și el a decedat un an mai târziu. Ca ulterior, la 19 februarie 1876, în familia Brâncuș să se nască și Constantin, cel care peste ani avea să devină un mare, o mare personalitate culturală. Așa cum spuneam, în actele de stare civilă se menționează de foarte multe ori data la care a fost făcută înscrierea în aceste registre. Mulți au interpretat că la 21 februarie, atunci când când a fost făcută această mențiune, atunci s-a născut Constantin Brâncuș, dar din studierea actului se observă și se menționează clar acolo că el este născut cu două zile înainte, adică pe 19 februarie. Actul și noi, de fapt, asta marcăm astăzi. Exact. Trecut. Noi marcăm astăzi, dar sărbătoarea de mâine, până la urmă n-am greșit prea mult. Și sărbătorim astfel nașterea marelui sculptor și om de cultură Constantin Brâncuș, în data de 19, în niciun caz pe 21, așa cum este menționat în diferite lucrări și diferite articole publicate. Actul lui de naștere are numărul 17 și este înscris în data de 21. Aici a fost făcută și eroarea care a dăinuit, pentru că, așa cum vă spuneam, mulți nu vin să cerceteze, mulți se mulțumesc doar să publice cărți din cărți sau articole din cărți. O să facem și noi apel acum din nou la colegii din regie pentru câteva fotografii de data aceasta, câteva imagini și de la Hobița și cu Brâncuș, chiar și cu actul de care vorbeați mai devreme. Actul de naștere al tatălui lui Constantin Brâncuș din 1833. El, într-adevăr, este menționat Nicolae, fiul lui Brâncuș, Mihai Constantin.
Aici avem actul de naștere a lui Constantin Brâncuș cu data de 21 februarie, dar în conținutul actului se spune clar că el este născut pe 19 februarie 1876. Aici este casa de la Hobița, da, casa care este acum actuală, muzeu, da, casa muzeu. Casă care nu este cea în care s-a născut Constantin Brâncuș, trebuie să menționăm, este o casă aici avem un desen de cum își imagina pe Brâncuș că va arăta coloana, este de pe un film asta, cum a desenat el la început coloana, cum a văzut-o. Acum ne-am întors la Hobița. Este o anexă, da, a casei. Care există. Există, da. Ele au fost achiziționate în anii 70. De exemplu, casa a fost achiziționată de la locuitorul Staicu Blendea. Am vorbit mai devreme de Aretia Tătărescu, de Brâncuș, iată pe și Liga Femeilor Gorjene, iată cei care au fost implicați, alături, să spunem, în proiectul acesta uriaș de la Târgu Jiu. Se pare că sunt în fața casei de la Tătărescu, da, de la Poiana. Da, da, da. Aici ne-am întors la, din vremea când se construia coloana, o fotografie, am văzut imaginile și din film despre acel eveniment. Iată-l pe Constantin Brâncuș în atelierul de la Paris, o fotografie celebră, chiar dacă ea a fost exploatată, să spunem așa, și comercial în ultimul timp, ba s-au contrafăcut vocea lui și știți ce scandal a fost la nivel țară. Aici avem o fotografie cu actuala casă, dar pe amplasamentul pe care se afla înainte de a fi mutată în curtea unde s-a născut Constantin Brâncuș. Da. Ea a fost achiziționată, cum vă spuneam, de la locuitorul Staicu Blendea, tot din Peștișani. În actele întocmite cu ocazia aceasta se menționa că locuitorii, din datele extrase de la locuitori, această casă semăna perfect cu casa în care s-a născut Constantin Brâncuș. De asta a fost și achiziționată. Da, se întâmpla acele lucruri în urmă cu 45 de ani. Practic avem și aici o aniversare. Casa, din ce găsisem eu într-un material publicat de dumneavoastră cu ani în urmă, cred că în iulie, sau în orice caz în cursul verii, a fost inaugurată, practic, acest muzeu, da, care dăinuie și astăzi. Printr-o decizie a Consiliului Popular Județean Gorj de atunci, din 1970, din 19 mai s-a hotărât ca, pentru cinstirea memoriei marelui sculptor Constantin Brâncuș, să se organizeze pe locul fostei case natale o construcție sau gospodărie tipică zonei și, în linii generale, apropiată ca stil casei Brâncuș, care să cuprindă casa de locuit și dependințe, pivniță, pătul și o fântână împrejmuite, precum și să fie dotată și cu obiecte de interior adecvate pentru perioada în care s-a născut Constantin Brâncuș. În acest scop, pe 15 iulie 1970, într-adevăr, pe timpul verii, Comitetul Județean pentru Cultură și Artă a depistat această locuință, această casă pe care locuitorul Calistrat Blendea o deținea și pe care nu o mai folosea, era în prag de a se distruge. Au achiziționat-o de la el, au mutat-o și pe lângă această casă, Consiliul Județean împreună cu Muzeul Județean Gorj de la vremea respectivă au mai construit o fântână, un pătul și o anexă, din câte știm,
anexe care sunt și în zilele noastre. Deci cam asta este povestea casei, în niciun caz nu este casa originală în care s-a născut Constantin Brâncuș. Da, avem câteva SMS-uri, o să vă las să mai precizați o dată când începe programul. A atras atenția la mai multe persoane, întreabă exact la ce oră sunt manifestările, dar înainte de a răspunde aici, cineva ne spune așa: domnilor, Constantin Brâncuș merită mai mult. Din nefericire, la Târgu Jiu și în România, nu suntem demni de această moștenire. Nu știu ce vrea să spună. Da. Sau în orice caz, nu, formularea nu e cea... De exemplu, țin să precizez că eu și nici eu și nici colegii mei din arhivele, care lucrăm la arhivele județene, Gorj, nu suntem brâncușologi. În schimb, văzând că nimeni nu este interesat să descopere documente care să ateste, cum să zic, să ateste date despre familia Brâncuș și despre Brâncuș personal, pentru că mai avem și alte documente. De exemplu, avem o declarație a mamei lui din 1896, din câte mi-aduc aminte, prin care e de acord să meargă la școală în Craiova. Avem actele prin care el își înstrăinează averea moștenită de la părinți, student fiind, așa apare în acte, să urmeze școlile de artă pe care le-a făcut și multe alte documente pe care, din păcate, nici un brâncușolog nu are intenția și nici nu ne contactează sau să vină să cerceteze. Avem program de la sala de lectură, program deschis publicului. Poate și după această emisiune, auzind disponibilitatea, vor veni mai mult. În special brâncușologii așteptăm. Se referă și la activități. Da, la activități de mâine. Vă întreabă când, probabil a atras și chestia cu mitropolitul, deci da, când, în ce manifestăze cu mitropolitul, chiar așa vă întreabă. Ora 11 este la Biserica Sfinții Apostoli, așa cum am spus mai devreme, dar totul depinde de cât va dura ceea ce face în altul preasfințitul la Craiova. Am înțeles. Dacă în altul pleacă la 9 de acolo, la 11 vor începe manifestările la... Încă o întrebare și apoi o să abordăm și subiectul care l-am propus pe final de emisiune, pentru că profităm de faptul că este inspectorul școlar de religie aici și să vedem care este soarta acestei discipline pentru perioada următoare. Sunt foarte mulți părinți interesați. Am văzut și aseară când am pomenit de acest subiect și au venit foarte multe mesaje. Ne mai întreabă cineva: aș vrea să știu dacă Brâncuș a intrat, probabil ca ansamblu, a intrat în patrimoniul UNESCO. Asta am spus așa eu mai devreme. Așa cum spuneți mai devreme. Da, încă nu. Sunt demersuri, s-ar putea anul acesta, dar nu a intrat încă în patrimoniul UNESCO. Am văzut un efort făcut încă din anii 70. Da, în anii 70. Este menționat tot așa în planul de măsuri al Partidului Comunist Român, ținem să precizăm, asta este. Deci autoritățile de atunci, acelea, da, erau. S-au luat, și vă pot și preciza, în data de 19 februarie 1976, la 100 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuș, sărbătorirea marelui sculptor român va reține atenția întregii lumi și este așteptată să fie cuprinsă în programul cultural artistic dedicat marilor personalități ale artei de către UNESCO. Da, România, deci... Statele Unite ale Americii, Franța și alte țări. Da, foarte interesantă această precizare, pentru că acum vreo 2-3 ani anumite oficialități locale, și nu mă refer la cele politice, ci strict pe instituții administrative de cultură, își arogau un merit de parcă atunci descoperiseră America. Iată că intenția era din 1976. În perioada 19 februarie 1975, 19 februarie 1976 a fost declarat în Țara Românească anul Brâncuș. Foarte deci important, s-au făcut multe lucruri pentru foarte important și această precizare. Cu siguranță ar fi multe, să nu credeți că am încercat să epuizăm un asemenea subiect, n-am fi reușit niciodată legat de Brâncuș. Aș vrea să vorbim, profitând de faptul că spuneam că inspectorul de religie, inspectorul școlar de religie, este în mijlocul nostru și e un eveniment la ordinea zilei, practic de ieri s-au schimbat lucrurile în urma unei decizii a Curții Constituționale de acum o lună și ceva.
religia, o lună. Religia are, și-a schimbat cumva statutul ca și disciplină, deși este în planul cadru, este disciplină de sine stătătoare. Statutul nu este schimbat. Mai multe, da. Statutul nu e schimbat și nu va fi schimbat. Așa cum observați din motivarea curții, ora de religie rămâne în continuare partea trunchiului comun din planurile cadru ale învățământului primar, gimnaziar și liceal profesional, iar unitățile de învățământ urmează să asigure elevilor aparținând cultelor recunoscute de stat dreptul de a participa la ore de religie conform confesiunii proprii. Deci, excepția de neconstituționalitate nu se referă la dreptul copilului sau copilul să facă ora de religie, ci se referă la modul în care părintele cerea până mai anul trecut, când există o motivare, o decizie a curții și apoi o motivare că aceste articole de lege sunt neconstituționale. Deci, nu, neconstituționalitatea nu se referă la ceea ce înseamnă partea trunchiului comun religia, ci se referă la cererea pe care trebuia să o facă părinții. Pentru că suntem pe final de emisiune, ce trebuie să facă părinții, în zilele următoare pentru ca copiii să urmeze sau să nu urmeze, să zicem. Poate sunt și părinți care nu vor ca copiii lor să urmeze religia. Părinții trebuie să opteze pentru a face copilul său religie. Au de ales cultele de care aparțin și în care copilul lor deci vor cum fac? Să facă. Merg la școală, depun o cerere, cum se procedează? Această cerere este pusă la dispoziție de către școală. În urma notei ministerului, care începând de astăzi dimineață este în școli, directorul unităților împreună cu profesorii diriginți, împreună cu învățătorii, vor pune la dispoziție prin ședințele cu părinții sau personal împreună cu profesorul de religie părinților această cerere, care este prevăzută în nota respectivă a ministerului în anexa 1. Această anexă 1 cuprinde pe lângă cererea propriu-zisă la pagina 2 și cultele pentru care părintele poate să opteze. Adică dacă sunt unele care nu se regăsesc în listă, nu pot să opteze pentru ele. Nu pot pentru că nu sunt prinse în dar în lege. Din ce am înțeles din acea adresă, toți copiii vor face religia pe care o au părinții, de cel puțin până în vară. Sigur. Toți copiii, ca așa spune legea, religia este în planul cadru, deci vor trebui să aibă religie la clasă. Sigur. Religia rămâne și în anul acesta școlar și în... Și în anii și următori. În, da, statutul la fel, același de obligativitate. Da? Obligativitate la nivel de școală și minister și pentru părinți fiecare... Cu siguranță, dacă, să zicem, evoluțiile vor veni și alte precizări, o să vă mai invităm în emisiunea noastră să ne spuneți mai multe, atunci să dezbatem mai Așteptăm și noi mai multe, pentru că încă sunt neclare. Cu siguranță. Tocmai de asta am și făcut-o noi, să fim în avantpremieră, așa. Domnilor, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră la această emisiune. A fost domnul Daniel Cizmașu, cercetător în cadrul Serviciului Județean Gorj al Arhivelor Naționale. A fost domnul Neofis Stănciulescu, inspector școlar în cadrul ISJ Gorj. Deci, încă o dată, mulțumiri pentru prezența dumneavoastră la această emisiune. Mulțumesc pentru atenție și telespectatorilor. La revedere!